Mă ating pe față, știi, ca să pornesc. Alături de Viorica Dăncilă. Ok. Bă, dar ce urâtă e. Așa-i? Foarte urât. Ok. Viorica Dăncilă, președinte. Asta mă scoate din minte. Și nu pot să tac, nu pot să nu atac, nu pot să stau cu minte. N-am cuvinte. Mi-e milă de Dăncilă, imbecilă, pentru țară inutilă. Crede că o să ajungă președinte. O debilă. Oșie, gata cu gluma, gata cu ciuma roșie. Așa că poți face asta. Viorica Dăncilă, președinte. Pff, fugi de aici. Cine o votează? Ghici, limbrici cu creiere mici. Dar de zic cum arată acești limbrici, te strici. Și fii atent cum arată cei care o votează. N-are dinți în gură, e îmbrăcat murdar, miroase a băutură, nu gândește clar. E dus cu autocarul la meeting fără bilet, primește 50 de lei, mâncare la pachet, băutură la bufet. Și nu e secret că prostul ăsta ce-o votează e ca Dăncilă un analfabet. Dar votul lui contează, uite ghinioane, că proști că ăștia în țara noastră sunt câteva milioane. Când merge se clatină, scrie fără cratină, se roagă în biserică, în genunchi, cu patină. Are idei greșite ce le susține cu tărie, după ce el bea tărie, se crede mare șmecherie. Prostul ăsta se deșteaptă, la sfântul așteaptă. E atât de prost încât el crede că Dăncilă e deșteaptă. Crede că Dăncilă e deșteaptă. Bă, tu m-ai înțeles? Nu râde. Nu știe să scrie, nu știe să citească, nu știe, nu știe, nu știe să gândească, nu știe să vorbească, Dumnezeu să ne ferească, că prostul ăsta locul nostru o să hotărască, că noi nu mergem la vot. Și nu are nimic special. Nu are nici școală, stă pe ajutor social, dar n-are nici o boală. Că îi dă PSD bani ca să stea acasă pe degeaba. Înțelegi? Și n-are nici o treabă, n-are nici idei. Ar fute-o și pe măsa pentru 50 de lei. De-aia votează că primește 50 de lei. Băutură, ulei, făină, așa mă pasă. Și mititei. Ok. Dar el merge și o votează pe proasta asta fără stăpân, dragul meu, care zice că e alături de fiecare român. Și aici când am auzit expresia lui Dăncilă că e alături de fiecare român, am zis, nu se poate așa ceva. Și acum, dragă doamna Viorica Dăncilă, Dăncilă, uite, te întreb așa la Caterinca. Ai fost alături de Alexandra? Sau alături de Dincă? Ai făcut doar căcaturi de-a lungul istoriei. Ai fost alături de românii cazați în Piața Victoriei? Lângă mine nu, poate lângă alții. Sau alături de Dragnea care e la închisoare? Alături de românii care n-au bani de mâncare? Alături de românii care s-au cărat din țară? Alături de românii care conduc bară la bară? Că n-avem autostrăzi, n-avem nimic, știi? Nu scui pe televizorul că nu merită. Alături de angajații de la stat. Ce-s proști grămadă. Împreună cu care ați fost în stare să faceți o autostradă. Alături de românii care au murit în accidente. Alături de bătrânii care n-au bani de medicamente. Alături de elevii care n-au WC-ul la școală. Alături de copiii care se culcă cu burta goală. Alături de fiecare român din spital, dar în special ai fost alături de asistații sociali. Când mă gândesc la Dăncilă, vomit la toalet. Gramatical vorbind, ești un analfabet. Proasta României, matematic vorbind, ești nulă. Viorica Dăncilă, președinte, ăsta-i banc cu bulă. Aoleu, e tare tipa! Eu propun să o expun la muzeul Antipa, împreună cu toată echipa, să scăpăm de ei e clipa. Că ei au făcut risipa, în România ei sunt gripa. Bun, n-au făcut nimica. Eu zic să-i băgăm la pușcărie pe toți în comun, îi știi? Toți din PSD, toți comuniștii.
Știi ce zic? Adică cum? Ne-ați băgat în datorii, Dumnezeu să vă ferească. Partidul tău de hoț ar trebui să le plătească. Și să fie clar, pe proasta asta n-aș vota-o nici ca președinte al asociației de locatari. Muie Dăncilă, muie PSD. Asta nu înseamnă că dacă cineva cere demisia, imediat mă vom respecta decizia. Ce tare ar fi acum să vorbească în engleză, știi? Să ne propădim de râs. Muie Dăncilă, muie PSD. Nu l-am atins-o pe față. Viorica Dăncilă, președinte. Asta mă scoate din minte. Și nu pot să tac, nu pot să nu atac, nu pot să stau cu minte.